Băi Mărenii vor juca împotriva celor de la HC Buzău 2012, echipă nou promovată și care va începe sezonul cu un antrenor nou. Este vorba despre fostul internațional Eliodor Voica, cel care are în palmares titlul național ca tehnician al CS Dinamo București. Printre noutățile echipei finanțate de Consiliul Județean Buzău se numără alături de Voica și 8 jucători noi, printre care 5 foști dinamoviști. Cât despre handbaliștii Băi Măreni, Clubul Sportiv Minaur și-a completat de curând lotul cu un jucător de perspectivă la nivelul semicercului. Noului lot se alătură în acest an Leonard Ștefan, un pivot tânăr, valoros, component al naționalei de tineret Under 18 în anul 2014, an în care a fost desemnat de către EHF cel mai bun junior al României în meciul contra Ungariei și Under 20 în anul 2016. În ultimele 3 sezoane, Ștefan a evoluat pentru Poli Timișoara, echipă cu care a reușit calificarea în finala Cupei României în 2016-2017 și ocuparea locului 6 în Liga Zimbrilor la finalul sezonului 2017-2018. Suporterii sunt invitați să-și încurajeze echipa miercuri, 5 septembrie, de la ora 18, în sala sporturilor la Scărpană din Baia Mare. Intrarea se face pe bază de abonament sau bilet în valoare de 10 lei. Biletul va putea fi achiziționat în ziua meciului cu începere de la ora 16:30 de la casa de bilete din incinta sălii sporturilor.